de încort am văzut cazinoul și mi-am spus că este un avion în interiorul clădirii. Urmează în fața noastră podul cu lanțuri, podul cel mai drăguț pentru localnici. De foarte multe ori este închis circulația la sfârșitul săptămânii, dar vara asta nu prea s-a întâmplat acest lucru. Nu știu dacă ați observat, este un tramvai pe ambele părți a tunelii care trece de subtul podului și în fiecare an de două ori în Budapesta sunt inundații, în primăvară și la toamnă. Și în timpul acestor inundații tramvaiul nu poate să treacă de subtul podului, atunci calea tramvaiului este închisă. Nivelul apei se ridică cu cel puțin un metru sau un metru jumate. Și acum anul ăsta am avut un record. Dacă uitați în stânga, vedeți pasărea aturul. Se vede puțin funicularul și se vede clădirea albă unde este reședința președintelui, cu care nu ne-am întâlnit astăzi. Dar am văzut schimbarea gărzii la ora 12. Chiar în continuarea podului se află tunelul și se spune că în timpul ploii podul se trage în tunel. Dar vă rog să nu mă credeți. În dreapta, în continuarea podului, vedeți hotelul Gresham. Dacă intrați acolo, în holul mare, vedeți un candelabru foarte interesant și mare, făcut din sticlă, merită să intrați. Și tot în dreapta, clădirea cu coloane este Academia de Științe, despre care am spus că are o sală foarte frumoasă. În stânga vedeți Biserica Matei, am văzut turnulețul cu corbul. Mâine dimineață, dacă aveți curajul și puterea, puteți veni sus la ora 7, este serviciu. Și mai aveți timp să vă întoarceți la hotel, cu un taxi sau cu ceva mijloc de transport. Puteți intra și la hotelul Hilton, coborâți treptele acolo la ruine. Cum intrați, luați la stânga și acolo găsiți treptele, acolo mergeți la ruine. Merită că cu un grup așa de mare nu pot să intru în hotel, dar cu oameni mai puțin pot să intru. În stânga, pe malul Dunării, vedeți o biserică, este o biserică protestantă, reformată, construită din donațiile populației locale. Este o biserică destul de nouă, în jur de 100 de ani. O biserică destul de drăguță, îmi place foarte mult. Iar vedem și bastionul pescarilor, care înconjoară foarte frumos biserica și hotelul. Cum am spus, are 7 turnuri, reprezentând cele 7 triburi a ungurilor. În dreapta se vede foarte bine Parlamentul. Are o lungime de peste 260 de metri, deci mai mult de un sfert de kilometru. Și cum am spus, este și o stație de metrou pe piața Parlamentului, pe piața Coșuri, deci aici găsim un alt tunel care duce dincolo, pe celălalt mal al Dunării, pe piața Poatianii, care de asemenea a fost un